Care ar trebui să fie viața credinciosului? Viața de duminică? Sau unde Dumnezeu ne vede exact așa cum suntem? Doar în biserică sau de luni până sâmbătă? Cineva spunea foarte frumos următorul lucru. Noi suntem ceea ce de fapt trăim în ascuns. Nu la vedere. La vedere fiecare își o anumită mască. La serviciu ai o anumită mască. Ești zâmbitoare sau zâmbitor. Ești fericit. Ești mulțumit de șef. Ești mulțumit de tot ce este în jur. Ești mulțumit de salariu. La școală de asemenea ești mulțumită sau mulțumit de dirigintă, de liceu, de multe lucruri. În familie s-ar putea uneori fiecare dintre noi să punem măști. Să spune că suntem mulțumiți de cei de lângă noi. Dar care este adevărul? În această dimineață vreau să vă întreb de ce anume ne este frică fiecăruia dintre noi. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel, care este în tine. Prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. De ce anume ne este frică fiecăruia dintre noi? Duminica s-ar putea să nu-ți fie frică de absolut de nimic. Ești mulțumit, ești bucuros, e familia alături de tine. Să spui, pur și simplu, n-am nicio frică. Uiți care ți este salariul, uiți care ți este pensia, uiți ce probleme vor începe de luni dimineață. Dar, în adevăr, întrebarea Domnului Iisus Hristos pentru noi în această dimineață este, care este acest duh de frică care ne macină pe fiecare dintre noi? S-ar putea să fie familia, s-ar putea să fie serviciu, s-ar putea să fie un examen pe care trebuie să-l dai. S-ar putea să fie lipsa a ceva din viața ta. Lipsa unui serviciu, lipsa de prieteni, lipsa de un partener de viață, lipsa comunicării. Ce duh de frică sărășluiește noi? Cu alte cuvinte, frați și surori, Sfântul Apostol Pavel ne spune prin puterea Duhului Sfânt că noi nu avem, n-ar trebui să avem un astfel de duh. Atunci ce duh să avem? O să spuneți foarte ușor, Duhul Sfânt. Noi ar trebui să avem ceea ce spune în versetul numărul 7, un duh de putere. Cum adică un duh de putere? Ce ar trebui să facem ca să fim în această dimineață, sau și mâine, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, să demonstrăm că avem puterea lui Dumnezeu în fiecare dintre noi? Ce anume ar trebui să facem? Am auzit creștini care spun, frate, m-am apucat de yoga. Eu o să vorbesc deschis cu dumneavoastră. Sunt lucruri care ne înconjoară inclusiv în orașul nostru. M-am apucat să iau vitamine, am un program foarte puternic de vitamine și vreau de așa să mă refac. Dacă îi spui de post, nu, că sunt destul de slab, nu mai țin post. Postul nu este cură medicală ca să slăbim sub nicio formă. Dumnezeu ne-a dat un duc de putere. Atunci de unde vine puterea noastră? Avem putut duminică viața la biserică, seara nu m-am putut urmea în timp, că sunt ocupat, joia, mă rog, sau când o mai fi, și îmi iau un pic de putere, așa, un versetuț, o rugăciunică, trei cântări și sunt bucuros, sunt cu Dumnezeu. Atunci, frați și surori, dragi prieteni, să nu ne mire că în timpul săptămânii scădem spiritual. Eu vreau să vă întreb. Dacă dumneavoastră nu mâncați în timpul săptămânii, nu vi se face rău la un moment dat? Ba da. Atunci vreau să vă întreb, oare nu ni se face și rău spiritual? Că spune Domnul Iisus Hristos că omul nu trăiește numai cu ce? Cu pâine. Ci cu orice cuvânt care este din ce? Din gura lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Există puterea lui Dumnezeu în viața noastră? Suntem noi cu adevărat conștienți că Duhul Sfânt ar trebui să sărășluiască noi? Și să spunem, Doamne, sunt puternic în Tine, amin? Nici că mă duc la yoga, nici că mă duc la fitness, nici că mă duc în stânga și în dreapta, nici că mi-am luat cursuri de emancipare psihologice sau mai știu eu ce, ca să mă dezvolt din toate punctele de vedere. Puterea omului vine din Dumnezeu. Vreau să vă întreb, frate și surori, următorul lucru. În grădina Eden, Adam și Eva, până să se întâlnească cu cine știți dumneavoastră s-au întâlnit, au avut putere? Au avut cea mai mare putere din univers. Știți de ce? Știm cu toții. Pentru că Dumnezeu venea, era cu ei și Dumnezeu, spune Biblia, comunica, vorbea cu ei. Noi vorbim cu Dumnezeu? Păi frate, distanță mare de la grădina Eden până astăzi. Nu, sub nicio formă. Dumnezeu este aici, Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Și când treci prin încercări, când treci prin dezlădejde, când depresia poate s-a pus peste viața ta, să nu uităm acest verset, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică. Celălalt, ispititorul, cel rău,
Diavolul, da, vrea să-ți fie frică, să-ți mănânci unghiile, să-ți mănânci ficații, să-ți fie frică. Se spune că un om, într-o noapte, un bărbat albit, într-o noapte, seara când s-a uitat în oglindă, avea părul negru și noaptea de atâta stres, de atâtea probleme, albit. Albit. De ce? Pentru că există un duh de frică. M-am rugat foarte mult, vă mărturisesc săptămâna aceasta. Doamne, ce să vorbesc? Ce să vorbesc? Ce să vorbesc? Dacă așa e Biblia, deschizi ce e aici. Matei 27. Voi găsi eu ceva să vorbesc. Biserica nu va crește. Tu, dumneata, nu vei crește. Nu pentru că Matei 27. Doamne, ce ar trebui să vorbim adunării? Cum ar trebui să creștem fiecare dintre noi ca o comunitate a Domnului Iisus Hristos? În noi să nu fie duc de frică. Să știți că nu vom putea trece de acest pas dacă nu recunoaștem, Doamne, am aceste probleme. Doamne, acesta este necazul meu, aceasta este problema mea. Aici aș vrea Tu să intervii, nu că le rezolv eu. Noi oamenii spunem că le putem rezolva pe toate. Indiferent și la vârstă de mic, un copilaș mic, el crede că poate să rezolve problemele. Ce să mai spun de unul de 18 ani care le știe pe toate? Ce să mai spun de unul de 40 de ani? Ce să mai spun de unul de 60 de ani? Eu am experiență. Cea mai mare experiență, cum o știți cine are? Dumnezeu. Pentru că El ne-a creat. El știe cum să ne mânuiască. El ne-a făcut, așa, din lut și din suflare de viață și El știe cum să lucreze cel mai bine cu noi. De ce anume ți este frică? De ce anume mi este frică în această dimineață? La Ploiești, o să vă zic și localitățile, să nu credeți așa că inventez pe loc. La Ploiești m-am întâlnit cu un frate de la, vă spun și adunarea, de pe Miciurin. Și a zis, aș vrea să te întâlnești cu un om de afaceri la un ceai și să discuți cu dumneavoastră. El caută pe Dumnezeu, mi-a zis fratele nostru. Bun, zic, hai să ne întâlnim. Vom discuta ceva. Cine o pricepe și noi. Și a venit omul acesta de afaceri, aranjat, festonat și preia tot ce trebuie. Foarte sigur pe el, foarte calculat, bun, 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 bun și cu alte cuvinte spunea că îl caută pe Dumnezeu. Și zice, domnule, de curând m-am întors de la o întâlnire cu Dalai Lama. Nu vă știți cine este Dalai Lama, bun? Nu vă spun cât m-a costat să ajung acolo și să intru într-o audiență personală cu Dalai Lama. La costat, vă spun eu, vreo 3 mașini mari, sănătoase, vreo 2 case, cel puțin. Și zice, știi ce mi-a spus marele înțelept? Trăiește și astăzi. Zice, de unde ești? Din România, zice el. De așa cu genul, un pic. Zimbabwe, ceva de genul ăsta. Lumea a treia spre a patra. Și zice, dar de ce vine la mine? Păi am venit să-mi spuneți că vreau să fiu fericit în viață. Să-mi spuneți cu dumneavoastră cum sunteți fericit. Păi ce, dar de ce vine la mine? Aici am înțeles că aici e secretul. Aici e... Zice, dumneavoastră aveți în România credința creștină. Ai tot ce trebuie acolo. Du-te înapoi acasă. Omul a mărmurit. Cu alte cuvinte, păi la ce am semnat cecul? Păi e semnat cecul să vină să spună lucrul acesta. Du-te înapoi acasă. Nu este nimic mai puternic pe lumea aceasta decât a crede în Dumnezeu. Nimic altceva. Și întâlnirea a avut drept scop, o să vi-l aduc o dată, dacă acceptă că nu e atât de scump să vină până la Giurgiu, să vă depune el mărturia, poate între timp s-a întors la Dumnezeu, nu trebuie să mergem în India sau în China sau în Tibet să aflăm răspunsul acesta. Răspunsul îl găsim în Sfântă Carte Biblia, pe hârtie sau pe digital. Dumnezeu ne-a dat un duc de putere. Așa că dacă luni, marți sau miercuri, te simți căzut, te simți cătrănit, te simți abătut. Ne ridicăm în ce? Nu că mergem la cursuri de dezvoltare personală. Mergem la întâlnirea cu Dumnezeu, frați și surori. Doamne, Tu n-ai cum să pui frică în mine, Dumnezeu. Niciodată nu o să pună frică în noi. Dumnezeu pune putere, amin? Amin. Și nu pune numai putere, că dacă ai putere, ce faci cu ea? O să vedem. Poți să ai putere. Poți să ai foarte multă putere. Dacă ne uităm în istorie, știm că au fost și chiar și în Biblie, au fost copii foarte mici, dar de ce? Au condus popoare, au condus imperii, au condus țări. Degeaba ai putere dacă nu știi ce să faci cu ea. Și ne uităm la țara noastră ce se întâmplă astăzi.
Degeaba unii au putere dacă nu știu cum să dialogueze și nu știu ce să facă cu această putere. Dar chemarea noastră, în primul rând, este să ne rugăm lui Dumnezeu. Ce duc ne-a dat Domnul? În primul rând, de putere. Și a doilea, de dragoste. Cum adică, Dumne, dragoste? Pe cum adică ne-a dat un duh de dragoste? Putem defini lucrul acesta? Dumnezeu ne-a dat un duh de ce? De dragoste. Aseară discutam cu tinele cum e să dai pe cineva pe mâna lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, indiferent ce se întâmplă cu viața mea, Tu mă răzbun pe mine. Și citim în Sfânta Evanghelie, citim în Noul Testament că Dumnezeu ne va și răsplăti dacă noi îl considerăm pe El ce? Judecătorul, cel care ne va răzbuna. Ce frumos! Nu numai că ne ajută, dar ne va și răsplăti. Cum adică să am un duc de dragoste, frați și surori? Cum pot să mai iubesc pe cineva, cum pot să mă mai uit la cineva, cum pot să ajut pe cineva când eu sunt abătut, când eu sunt căzut spiritual? Cineva mi-a mărturisit odată, frate, nici nu pot să mă mai rog. Nu era un om care a venit la Dumnezeu de 3 săptămâni, 4 săptămâni, avea cel puțin 20 de ani, 25 de ani de credință. Știți ce mi-a plăcut la el? Sinceritatea. N-aș fi spus niciodată în lume că acel om nu se poate ruga. A spus, eu chiar spuneam, Dumnezeu, o oră să roagă omul ăsta. Vine la birou și dă-i cu mâinile împreunate și pe rugăciune. Dar a spus, trăiesc o experiență în viața mea, la această vârstă, încât nu mă mai pot ruga. Dar dacă avem puterea lui Dumnezeu, frașitorilor, care vine prin Duhul Sfânt, care este Duhul lui Hristos, spune Sfântul Apostol Pavel, avem și Duh de dragoste. Viața noastră se schimbă dacă avem puterea lui Dumnezeu în noi. Noi, a iubi, nu putem face nimic. Marele Iliade spunea în felul următor. Dragostea este antisocială. Cum adică? Îl iau pe fratele Nicu, că ești lângă mine. Eu țin la el, dar eu, sau sora Madiți, ca să fie mai clar, așa, ține la el, dar vrea numai pentru el. Așa este, are dreptate. Te-ai căsătorit și acea soră sau acel frate, depinde cum o iei treaba, este proprietatea ta. Păi nu mai vrei. Unde pleci? Plecăm împreună. Concedim. Domnul la stânga, la dreapta. La pâine. Mergem împreună. Ne ține de braț ca să luăm două franzele. Asta este. Dumnezeu a pus în noi un duc de dragoste. Mai există duc de dragoste în noi? Mă, el, fratele Nicu. E aici lângă mine. N-am cum să nu mă iau de el. Dacă nu pot să mă uit fară în fară, ochi în ochi la bine lui, înseamnă că nu-l iubesc. Nu pot să mă uit la sora, nu pot să mă uit la frate, nu pot să mă uit la sora. Înseamnă că nu iubesc. Nu pot să mă uit la soțul meu, nu pot să mă uit la soția mea, nu mai pot să mă uit la copiii mei. Înseamnă că nu iubesc. Ce se spune în popor? Și numai în popor, că ne spune și Biblia de lucrul acesta. Ce sunt ochii? Ochii sunt ce? Oglinda, nu din sufragerie, oglinda sufletului. Vorbești cu un om și îl vezi numai pe jos, caută, mărunt, mărunt, ce caut? Dacă a dat firul ierbii, n-a dat, măi, că e gheață, stai cu minte, mai e până să vină întâi martie și a vedem dacă apar ghioceii. El nu vrea să comunice cu tine, Duhul de dragoste nu este în el și dați-mi voie să vă spun că spune Domnul Iisus Hristos, cine crede în mine are Duhul dragostei și Duhul Dumnezeu, cine nu-l are pe celălalt. Vedeți, dumneavoastră, în noi există această entitate care, unde intră Duhul. Poate să fie Duhul lui Dumnezeu, Duhul adevărului, Duhul dragostei, Duhul de putere sau poate să fie Duhul celuilalt. Noi nu prea avem curajul să vorbim în biserici de lucrul acesta. Dar îl vezi pe un om că își rupe părul din cap, îl vezi că este tot, e stors de putere, este, nu s-a vorbit de 400 de zile, e terminat. El e mâncat de ceva. Domnul Iisus Hristos a scos din ce? Din Maria Magdalena, ce a scos? Băi, ce mă aminte? Șapte dragi. Nici unul, nici 5, nici 11, nici 12. Șapte. Dacă noi nu este Duhul lui Dumnezeu, este altcineva, tot timpul se găsește altcineva să intervină. Dacă eu nu sunt plin de Dumnezeu, vine celălalt și bate la ușă. Nu numai Domnul Iisus Hristos bate la ușă în fiecare zi. Bate și celălalt. Nu-i răspunde lui Iisus. Lasă-l în pace. Am văzut cum e cu el. Încearcă și cu mine. Și când intră celălalt în viața noastră, cădem în deznădejde, cădem în nepăsare, cădem în